Din această dimineață de la ora 6, 18 maxi-taxiuri unite într-o societate alta decât Zemca au revenit pe traseu pentru a asigura transportul public local în orașul Petrila după 2 săptămâni în care niciun microbuz nu a circulat. Până la urmă am reușit să repunem în normal circulația pe maxi-taxi în orașul Petrila, începând din această dimineață de la ora 6, cele 18 microbuze circulă în regim de maxi-taxi de la cap de linie Lonea, Cimpa și Petroșani. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat în revenirea lor pe traseu și, bineînțeles, vreau să le mulțumesc și taximetriștilor care în această perioadă au asigurat transportul local în orașul Petrila. Navetiștii care depindeau de acest serviciu au ieșit mai devreme în stație, obișnuiți să aștepte minute în șir un taxi, dar, spre surprinderea lor, microbuzele erau parcate și așteptau călătorii. Foarte greu ne-am descurcat. Cu ce ați mers la muncă? Cu ce am putut. Taxiurile nu prea vineau la capăt din dimineață. Și acum mergeți cu maxi-taxi, sunteți... este bine? Foarte bine. Avem o oră, avem tot, care știm când pleacă. În aceste 2 săptămâni în care transportul public local a fost paralizat, administrația publică locală și conducerea Consiliului Județean Hunedoara au reușit să găsească o soluție de mijloc. Au fost depuse documentațiile la Consiliul Județean Hunedoara pentru curse regulate speciale. Deocamdată nu am primit răspunsul final de la ARR. Din punctul meu de vedere, transportatorii sunt pe riscul lor, să spunem, pe stradă astăzi. Sigur, avizul sau autorizația de la Consiliul Județean este doar o formalitate, dânsii îndeplinesc condițiile legale și probabil își asumă acest lucru, dar mă bucur că, indiferent de forma în care s-a reușit să se reia transportul în comun, avem deocamdată o soluție provizorie, să spunem, până când în martie va veni un transportator pe o perioadă mai lungă de timp. Astfel, până la realizarea unei noi licitații pentru stabilirea finală a firmei ce trebuie să asigure transportul în comun la Petrila, acesta se va face cu cele 18 microbuze care vor circula la program normal.